Emisiunea vă este oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Portret de Fermier. Suntem în comuna Șagu, în satul Filiteaz și stăm de vorbă cu unul dintre cei mai importanți crescători de bovine de aici, din zona Aradului, domnul Ilie Chifan. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, domnul Ovidiu! Nu că sunt cel mai important sau cel mai, da... Printre cei mai... Printre. Că mai sunt, în județul Arad, mai sunt oameni care sunt cu dăruire de animale și care să crească animale, să producă lapte, chit că sunt străini, chit că sunt români, nu contează, produc laptele în țară, îl vând în țară, pentru mine sunt, pot să zic, patrioți. Așa e, adevărat. Domnul Chifan, haideți să le spunem în câteva minute povestea dumneavoastră de fermier celor care ne urmăresc, cu atât mai mult cu cât nu sunteți agronom la origine, sunteți fost cadru militar. Da, fost cadru militar, chiar mă mândresc cu funcția ce am avut-o, am fost polițist, deci ca și actualul ministru, care dorim multă sănătate și bine că l-avem printre noi, am început această, pot să zic, o afacere de suflet. Prin 2010 lucrez împreună la această afacere, împreună cu ginele meu, Hăbălău Sorin, care și el lucrează în poliție, este polițist, fiică mea la fel și ea este polițistă, deci o familie de polițiști și care ne ocupăm și cu creșterea animalelor și în special animale de lapte, și, care producem lapte și carne, că producând bălțata românească, automat produci și carne și lapte. Bun, dar vreau să știu cum v-ați gândit, cum v-ați orientat către afacerea asta cu animale, pentru că poate părea greu de crezut ca un fost cadru militar să facă lucrul ăsta și nu cu mult timp în urmă ați început, în 2010. Ce v-a determinat, ce a declanșat până la urmă inițiativa asta să vă apucați de creșterea bovinelor? Am cumpărat un grajd la fostul CAP, CAP Filiteaz. Adică unde ne aflăm? Da, unde ne aflăm? Chiar, nu, unde ne aflăm l-am construit. Grajdul vechi, o să mergem și la grajdul vechi. Și acel grajd m-am gândit eu să fac o afacere care să fie rentabilă. O afacere cu ciuperci. Și am început să cresc ciuperci. Când am avut cele mai multe ciuperci, am produs în grajdul vechi 2 tone pe zi, am avut 2000 de kilograme pe zi. Atunci, mult le-am și abandonat și să nu mai aud de creșterea ciupercilor și de ciuperci. De ce? Fiindcă le produci, în 5, 6, 7 zile, dacă nu le-ai vândut, se strică și le arunci. Românul nu este mâncător de ciuperci. Și nu aveam la cine să le vând. Atunci am abandonat această afacere, le-am scos tot sacii, le-am dus pe câmp, i-am împrăștiat ca și gunoi de grajd, că a fost bun, deci acei saci de ciuperci. Și m-am apucat să cresc viței. Am adunat... Auziseți despre creșterea vițeilor, că e profitabilă sau ce v-a determinat? Că până la urmă renunțați la o afacere în agricultură care nu renta. Nu e ușor să crești animale. Fiind grajd de viței, grajd de animale, grajd de bovine... Trebuie să dați o utilitate. Trebuie să mergi cu aceeași... Chiar cu aceeași... Să faci ce au făcut și strămoșii noștri. Că nu au fost proști. Deci au fost oameni harnici, oameni care n-am cuvinte să spun. Deci niște oameni care au lucrat și care lucrează și acum, numai din păcate la sectorul bovine am rămas în această comună, acest sat. Erau vreo, când s-a desființat CAP-ul, pe timpul când era la conducere domnul Ilescu și domnul Roman, aveam vreo 200 de vaci în sat. Din 200 de vaci, peste 200. Și islazul plin de vaci. Nu mai sunt decât 3 sau 4. Deci, o familie sau două mai au aceste vaci. Cineva trebuia să producă și să ducă și să avem lapte pentru copilașii noștri, pentru zootehnia noastră, pentru țara noastră. Și m-am gândit să fac o afacere cu vaci cu lapte.
Greu a fost, le-am adunat la început de până toate satele, le-am adus aici în fermă, aveam probleme, aveam boli, aveam necazuri, deci mari, greu le-am... Și am devenit deja autohton, adică cum? Nu mai cumpăr de nicăieri niciun fel de vacă, le produc, le însămânțez eu, deci eu le... La mine se produce bebelașii, deci viței, tăurașii, de acolo taurii îi facem la 500-600 de kilograme, îi vindem la în străinătate, fiindcă românul nu știe să mănânce carne de vită. Deci chiar și azi am încărcat, girile meu s-au ocupat, am dat un tir de vaci, de tauri la export. Și așa am devenit, deci un fermier. Deci, unde fără... ați exportat? Astăzi unde au plecat animale? Azi la greci. La greci. Ei cumpără greci. Da. Cine mai cumpără de la dumneavoastră? Ce alte nații? Cumpără grecii, turcii, italienii. Deci oamenii în țară nu-ți convine să le dai, fiindcă le dai cu un preț foarte mic. Care-i prețul în țară și dacă vreți să ne spuneți și cu cât se vinde la export? Deci nu știu exact, dar știu că e un preț mult mai bun ca și cel care îl primim la abator în țară. În țară cât? Fiindcă în țară primești 6, 7, 8, 9 lei kilogram, iar afară primești mult mai mult. Da, știu că la un moment dat cei de la Botoșani achiziționau animale cam de peste tot, că acolo sunt mai multe abatoare pentru bovine. Toată România asta, cât e ea de mare, deci Oltenia, Banatul, da? Transilvania, nu găsești un abator decât în Moldova. Pe o distanță de 50 de kilometri, între Suceava și Botoșani, găsești 5 abatoare și nu acolo trebuie să te duci la abator. Apoi chinuite, drace, să duci la atâția kilometri, faci o zi. Dar acolo le dau și eu. Deci reformele și... Am mai dat și tăurași. Și le ducem tocmai în Moldova. Fiindcă noi nu suntem în stare în zona asta să avem un abator al nostru, în zonă, un abator zonal. Cineva să ocupe de... Și toate sunt concentrate pe distanța aia. Între Suceava și Botoșani sunt vreo 5 abatoare. Domnul Chifan, ați atins un subiect sensibil, pentru că sunt multe ferme care nu o duc deloc bine și sunt nevoite să își vândă efectivele către respectivele abatoare la prețuri derizorii. Chiar citeam zilele trecute că s-au format cozi cu animale care așteaptă să fie sacrificate. E o situație tristă, tragică. La dumneavoastră lucrurile sunt diferite pentru că reușiți să comercializați și la export și nu numai că reușiți, dar o faceți cu succes din câte înțeleg. Cum ați reușit să țineți pe linia de plutire această afacere care nu e deloc simplă? Cine știe agricultură cunoaște că zootehnia practic reprezintă mineritul agriculturii și nu întâmplător e denumit așa. Anul trecut, de exemplu, am mers la negociat laptele, deci pentru lapte, la, dacă pot să spun, la un procesator, că patronul este român și fabrica este făcută, eu zic că pentru fermieri. Anul trecut, sincer să fiu, am fost supărat pe el, chiar pe patron, că am mers la negociere. Și patronul, am vrut câțiva bani în plus, nu mult, câțiva bani în plus, având în vedere că toate se scumpeau atunci, curentul, benzina, motorina, toate se duceau tot sus, șroturile, porumbul, deci hrana animalelor. Și el ne-a spus clar, vreți, nu vreți, eu dacă nu vreți cu prețul ăsta, eu mi-aduc lapte din Ungaria, mă așteaptă la poarta fermei cu 0,90 de bani la poarta fermei, la poarta fabricii mi-l aduce în fabrică. E, de anul trecut până anul ăsta s-au schimbat lucrurile. Eu nu m-am dus la negociere, dar îmi pare rău că nu m-am dus la negociere, fiindcă nici nu m-am așteptat. Deci se vede că este român, se vede că este un patron, fabrica este românească, 100% capital, se vede că nu vrea ca zootehnia românească și cei care suntem în zonă să moară și procesatorul. Deci, de la simultan, de la Urțișoara, ne-a dat un preț bun. Câte capete sunt în momentul de față? Aproximativ 500 de capete, toate bălțate românească.
toate sunt însămânțate cu material seminal de la Craiova, de la Semtest. Însămânțările spuneați că le faceți dumneavoastră aici în fermă? Cu... În fermă le facem noi cu o femeie din comuna Vinga, însămânțătoare. Numai să vedem ce se va întâmpla după ce nu o vom avea pe ea la 72 de ani, cât se are acum și dorim multă sănătate, ne însămânțează vacile de parcă ar fi de 20-30 de ani. Da, e o problemă și cu forța de muncă în zootehnie, că tot discutam despre vârsta doamnei. Mai vin tinerii din spate, așa, din ce vedeți dumneavoastră, din ce simțiți, sunt oameni care vor să vină să muncească aici? Chiar sunt. Chiar nu pot să nu... Deci oamenii se întorc, unde e mai bine, unde... Dar nici de om nu poți să-ți bagi joc de el. Dacă i-ai promis un salar, dă-i salarul acela. Aveți o sală de mulți cu 24 de posturi în momentul 12, ăsta. 12. Și îmi spuneați că vreți să luați niște roboți de mulți în viitor. Acum chiar ginerile meu s-au ocupat de proiect, să-l băgăm proiectul. Vrem să-l băgăm și să ne luăm 4 roboți de mulți, care să mulgem aceste animale, că se pretează la 4 roboți. În afară de acești roboți, mai vreți să luați și altceva prin fonduri europene pentru modernizare fermă? Nu vrem să ne întindem la milioane de euro, că e absurd. Luăm roboții și am pus tot pe, având în vedere faptul că se scumpește curentul, energia, noi trebuie să trăim, trebuie să rezistăm. Și vrem să punem de vreo 30-60 de kilowatts, vrem să punem panouri fotovoltaice pentru a nu plăti așa mult curentul, fiindcă acum plătim curentul câte 4-5 mii de lei pe lună. Cu laptele ce faceți? A spus că îl dați către acel procesator, dar știu că faceți parte și dintr-o cooperativă, nu? Avem și fabrica noastră, fac parte din cooperativa Team Lactagro, deci din Timiș, unde suntem, acum am rămas 20 de fermieri, am fost mulți, dar mulți renunță la animale, renunțând la animale, iasă din cooperativă, deci automat iasă din cooperativă. Și avem fabrica noastră la Bucovăț, în județul Timiș, se numește Floare din Banat, produsele noastre. Toate produsele ce le facem noi, că le facem numai din lapte, deci să fie clar, numai din lapte, nu intrăm în supermarketuri. Am fost într-un supermarket la Arad, care se numea Real, acum se numește Hipermarket, dădeam produsele acolo, ne luam batjocură produse de 200 de lei, de 400 de lei, care-i nimic, și trimiteam mașina tocmai de la Bucovăț, stătea 4 ore la coadă ca să predea produse de 400 de lei. Când produse de 400 de lei, dai la o alimentare mică. Și așa că noi le dăm în județul Arad și Timiș, chiar și în Caraș, la toate magazinele mici, avem mașini cumpărate, în leasing le-am luat și distribuim produsele noastre naturale, care la țară avem foarte mare, foarte mare căutare. Deci sunt la magazinele de la țară, fiindcă oamenii încă n-au uitat gustul de lapte, deci cei de la țară. Cei de la oraș sunt la oraș, da, orășeni. Bun, ar mai fi de precizat faptul că, așa cum spuneați dumneavoastră, faceți produse chiar din lapte, nu produse din fel și fel de uleiuri vegetale care au invadat piața. O să profit și eu de ocazia asta și să îndemn încă o dată pe români să consume produse românești, produse din fermele noastre, pentru că ar fi păcat ca oamenii ăștia să dispară și în același timp cred că fiecare dintre noi avem de câștigat dacă alegem producătorul român. Am mai spus-o și o mai spun încă o dată, toți banii aceștia se reîntorc în economia națională, în sistemul de învățământ, în sistemul de sănătate și atunci vom fi cu toții o țară mai puternică, o nație mai bine consolidată, așa cum fac și alte state la care noi râvnim, Germania, Franța și așa mai departe. Domnul Chifan, animalele astea sunt foarte liniștite. Noi suntem de ceva timp aici și n-am auzit urlete, țipete, zgomote ciudate. Ele sunt la masă, se hrănesc sănătos. Ce le-a spus în rația asta de mâncare, de sunt atât de
aplecate asupra porțiilor pe care le-au în față? Deci la mine în fermă niciodată nu există să fie un muget de animal. Dacă există vreun muget de animal, imediat trebuie să mergem la acel animal, să-l depistăm, să vedem că înseamnă că e o problemă la el. Este bolnav, este, are ceva, deci e o problemă. Nu lipsește niciodată mâncarea, apa, sarea, deci nu lipsește odihna. Deci ca să ai performanță, să ai animale de calitate, trebuie să ai rasă, masă, casă. Deci nu le ai aceste lucruri, n-ai făcut nimic. În zadar ai zootehnia. Deci îți bagi joc de ea. Spuneați dumneavoastră că rețeta e complexă de nutriția animalelor. Deci în remorca tehnologică băgăm prima dată, tocăm un balot de fân, un balot de paie, un balot de lucernă. După aia, după ce e amestecat bine, băgăm premix, băgăm șrot de soia, șrot de floare, șrot de rapiță, urlău de porumb, de triticale, de orz. Mai băgăm, tot în remorca tehnologică, silozul, borhot de bere. Toate amestecate devine acest furaj de o calitate extraordinară și care au vacii un apetit extraordinar. Producția de lapte e în jur de 20 de litri. La Bălțată Românească noi suntem mulțumiți cu pe cap de animal. Spuneați că ați vrea să mai băgați și sfeclă, numai că au cam dispărut fabricile de zahăr. Mașinile cu sfeclă, chiar acum vine transportatorul nostru, vine tocmai de la Ludoș, aducem. Am avut înainte, dracu știi că noi tot ce e rău trebuie să facem în țara asta. Am avut 38 de fabrici de zahăr, le-am desființat, pot să zic, pe toate. M-am rămas cu ca fraierii, cu două fabrici de lapte, una la Luduș, una mai cine știe unde mai e, în ce județ o mai fi și aia, cu două fabrici, din atâtea fabrici. Țin minte că înainte, când am început afacerea, duceam în cantități enorme, mă ruga să le iau borhot de tăiței de sfeclă, cum spun zootehniștii, de la fabrica de zahăr de la Arad. După aia s-a desființat de la Arad, că a cumpărat niște francezi, dar au închis-o ca să-și vândă zahărul lor. Deci să fim consumatori, nu să fim procesatori, adică să distribuim zahăr. Uite, chiar acum vine mașina cu sfeclă de apare în fermă. De astăzi o să bag în rețeta de și cât ocupă de borhot de sfeclă de zahăr, care este foarte bun. Păcat că s-a desființat aceste fabrici de zahăr, păcat din mai multe puncte de vedere. În primul rând, zootehnia suferă din cauza aceasta, că nu avem acest borhot de sfeclă. Zootehnia suferă, dar suferă și vegetalul, că nu produc sfeclă de zahăr, că sunt ani care aveam o producție extraordinar de mare la sfecla de zahăr. Și agricultorii făceau bani, chiar bani frumoși, când erau fabrici de zahăr. Dar acum importăm zahărul, importăm, producem astea, cum să zic, floarea soarelui. Dar o vindem afară, importăm și ulei. Nici cel puțin fabrici de ulei nu avem să acoperim necesarul cât putem să consumăm. Să consumăm și cât producem noi floarea soarelui. Spuneați că sunteți un caz fericit și din prisma faptului că lucrați ceva teren, altfel ar fi fost destul de dificil la prețurile pe care le-au primit cei din sectorul vegetal pe produsele lor. Dumneavoastră, practic, transformați materia primă din vegetal în lapte și produse din lapte. Împreună cu ginile. Ginile se ocupă mai mult de vegetal. De aia am cumpărat și o combină nouă. Anul viitor este plătită această combină. Producem în vegetal silozul de porumb, triticale, grâu, rapiță. Deci toate care trebuie la hrana animalelor. Dacă nu aveam anul trecut, nu se făceau producțiile mari la vegetal, nu făceam o producție așa mare la rapiță, care am făcut în jur de 2.000, 3.000 și ceva de kilograme la hectar,
Noi nu mai aveam animale, erau duse toate la abator, fiindcă nu le puteam susține financiar. Deci economic nu eram rentabil. Produceam laptele cu aproape 2 lei și îl vindeam cu 1,50 lei. Domnul Chifan, pe final de emisiune vreau să transmiteți un gând celor care conduc în momentul de față Ministerul Agriculturii și în același timp vreau să-mi spuneți ce așteptări aveți de la noul PNS, de la fondurile europene în următorul exercițiu financiar. Îi doresc multă sănătate la ministrul actual care îl avem noi și putere de muncă, să se implice mult, să nu se lase la păcălit să ne taie fondurile la agricultură, deci cum s-a întâmplat cu ministrul care a fost înainte, că primul rând a tăiat fondurile, să se implice mult la zootehnie și nouă PNS să, și la vaca cu lapte, care este un sector foarte, foarte, foarte greu, nu poate nimeni să nu spună că nu-i greu, că e ca și o uzină cu foc continuu, să ceară și la vaca de lapte să se plătească, nu zic eu ca în Ungaria, nu trebuie să copiem noi unguri acum, dar acea bunăstare să o avem și noi în țară, să beneficiem ca și polonezii, ca și ungurii, la bunăstarea animalelor, să fim plătiți și noi, cei care producem laptele copiilor, a oamenilor, unde alimentăm fabricile cu lapte, unde fără lapte nu se poate trăi. Asta e ceva... E legea asta, ce să mai... E practic primul produs pe care omul îl consumă odată cu nașterea. Copilașii, cu ce crezi? Cu lapte. Prima dată lapte. Noi trebuie să fim susținuți. Acum nu putem să mergem înainte cu zootehnia fără să fim susținuți, fără acea subvenție. Eu aș vrea să nu primim subvenție, nu? Nu primim subvenție, dar să fim plătiți cu litru de lapte normal cu cât îl producem, dar nu se poate. Dacă nu se poate, atunci să fim susținuți cu subvenție și asta e. Și de la fondurile europene ce așteptați? Fondurile europene, dacă s-ar aproba și acel ce am început noi cu, dar prea mari, nu știu, nu am prea mari, nu mă pot lăuda că poate o să reușesc cu proiectul pe care l-am făcut ca să luăm roboțile alea. N-am cerut mai mult decât, n-am cerut tractoare, utilaje, combine, elicopter, am cerut doar 4 roboți de ele și panourile fotovoltaice, care o sumă nu este chiar mare, dar nici chiar mică. Bun, eu vă doresc sărbători fericite, cu liniște, cu pace, să dea Dumnezeu să ne revedem în 2020 mai bucuroși, mai liniștiți și în primul rând sănătoși, că fără sănătate nu putem face nimic. Așa vreau și eu, și să fim mândri de noi, să fim niște români adevărați, că a trecut acum 1 decembrie, la mine pe fermă flutură steagurile României, alea o să fluture în fiecare an, deci nu mă gândesc, român sunt. Vreau ca parlamentarii, senatorii, toți care sunt, ce fac politic, politicienii, să fie uniți. Acum nu văd un lucru nou, cu s-a unit PSD-ul, cu PNL-ul, cu maghiare, toți să se unească, toți, nu contează de ce aripă sunt. Și să ducem țara asta înainte. Deci nu vreau să se râde alte țări de noi sau să fim codașii Europei. Nu, noi trebuie să fim primii Europei, nu codașii Europei. Mulțumesc! Emisiunea v-a fost oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV.